Mihai Anghel este cel mai mare producător de cereale din Oltenia. Lucrează peste 24.000 de hectare cultivate cu grâu, porumb, floarea soarelui, ors și produce peste 150.000 de tone de cereale pe an. Cea mai mare parte a producției este destinată exportului. El consideră că decizia luată de guvern de a suspenda exportul de cereale îi condamnă pe marii producători să nu mai aibă unde să vândă produsele și, mai ales, nu vor mai avea unde să depoziteze producția care urmează să fie recoltată. Zicând exporturile sau alte posibilități de comercializare, înseamnă că cei care produc în România cereale, da, și ăștia sunt principalii producătorii de cereale din România, reprezintă ponderea producătorilor agriculturii sau ponderea agriculturii din România, înseamnă că oamenii respectivi vor fi condamnați să nu mai aibă unde să-și vândă produsele. Mihai Anghel exportă cereale în Orientul Mijlociu și trebuia să onoreze mai multe contracte în următoarea perioadă. Avem contracte în derulare pe care nu o să le mai putem onora, contracte de export. Exportăm în țări din Orientul Mijlociu, din Arabia Saudită, din Iordania, în Egipt, în zone din Orientul apropiat. Când era planificat următorul transport extern? Păi avem și în continuare, și în aprilie, și în mai, și în iulie, aveam contracte încheiate pentru livrări care probabil că, sau probabil, sigur, nu o să ne mai putem executa. Un alt producător de cereale din Dolj este de părere că guvernul trebuie să vină în ajutorul producătorilor și nu să interzică exportul de cereale. Va veni recoltatul grâului. Va trebui să depozităm această producție. Dacă silozurile o să rămână pline, nu o să avem unde să o magazinăm. Ce facem cu ea? Poate vin calamități naturale, poate cade piatra, poate vin vijelii, ploi torențiale. Ar trebui ca noi să ne preocupăm să exportăm. Din potrivă, guvernul ar trebui să ne dea o mână de ajutor să exportăm. Marii producători speră să se revină la această decizie de interzicere exportului de cereale, pentru că stocurile din silozuri le vor aduce cheltuieli suplimentare și, cel mai important, cerealele se vor degrada pentru că există o anumită perioadă în care se pot comercializa.